ultimul vlog am crezut că am distrus de tot acest Dacia Duster, dar din fericire am reparat-o și de acum o să am mult mai mare grijă de ea. Ok, de acum o să am mai multă grijă de ea. Ok, știu că nu arată prea bine, dar mașina este 100% funcțională, așa că astăzi o să facem un test și anume o să scoatem toate piesele de pe ea până nu mai merge, să vedem efectiv ce ai nevoie de o mașină ca să meargă. Eu cred că o să avem nevoie doar de motor, pedale și volan. Hai să vedem ce se întâmplă. Primul lucru pe care l-am dat jos, probabil ați observat și voi, că a fost ușa asta de pe față. Acum urmează toate celelalte uși, piesele care au rămas înăuntru de când am distrus bările și astea. E așa? Hai, ia-o cum vrei tu. Bă, să nu-ți prinzi mâinile. Cum vrei tu. Zeu, singur. Păi da, e sudat acolo, mă. Nu e sudată, mă, e lipită. Oricum n-aveam nevoie de ele. Știi ce face asta? Cred că când e apăsat, se oprește lumina dinăuntru. Bravo, mă. Da, s-a stins. Gata. Ce Duster? 200 de lei. Uite, oglindă Duster, 50 de lei. Mai faci tu de un suc. Bine. Bine. Oh, bine zbăr, meșterul. Așa. Ha. Zbăr, dacă nu mai merge cu vlogul. Băi. Să-ți bași șurubul. Da, hai mă că mă murdărești. Bă, nu ți se pare cam ireal cum efectiv o mașină e strânsă în, nu știu, 50 de șuruburi și gata? Da, un avion. Dezmembrăm capota, avem 4 șurubele. Și deja mi se pare că arată mult mai diferit și are așa un aspect de Mad Max, să zic așa. Low-key kind of hard, ce mașină mai arată așa? Bine, toate înainte să se construiască. Cred că nici cu asta nu avem ceva, adică la ce te ajută asta când conduci? La nimica, nu? La nimic. Acum puțin mai periculos la porbagaj, mi-e să rămân pice dracu ăsta în cap. Cum mi s-a făcut sufletul? Hai. Daniel cu ăla, că-ți gri vopseaua. Cine dea să rumpi ce în cap? Sparge și capul. Băi, asta e să mă dau mai așa. Nu, că la mine e frică de la ultimul vlog cu Duster-ul. Mă întreb de ce. Bă, dar n-ai pățit nimica. Bea mai respir, coaie. E greu? O, nu, ce dracu ăsta? Bă, chiar nu are auton. Bă, zbâr, vino fi. E. Privește partea bună. Măcar în garanție mașina. Bă, dacă oare câți bani îmi cer ăștia de la Dacia să mi-o repare dacă mă duc așa cu ea? Ah, ok, asta a fost banchita. Centura asta nu putem să o scoatem așa că n-ai nicio șansă să faci asta. Iu-tu, mă. Rambo. Ia, mă, dacă trebuie păcăriș pentru centură. Păi cam dat așa arată mașina, ne-am băgat înăuntru că vrem să o dăm la un test drive. Hai, pornește, să vedem. Plecăm. Înainte să trecem să vedeți cum a ajuns Dacia să arate, vreau neapărat să vă spun ceva, pentru că știu că sunt foarte mulți dintre voi care se uită la vlogurile astea și probabil încă nu au o mașină și se gândesc ce mașină să-și cumpere prima. Și cel mai probabil că pentru mulți, la fel cum a fost și pentru mine, prima mașină a fost una la mâna a doua. Și foarte important, când vă luați o mașină la mâna a doua, să o verificați înainte ca să nu vă pară rău că ați dat banii pe ea. Și pentru cine nu știe, există aplicația asta care se numește Car Vertical. O să vă las și un link în descriere și în primul comentariu, de pe care primiți reducere de 20% sau puteți să țineți minte codul ZBÂR, care vă dă aceeași reducere de 20% oricând ați folosi-o. Iar pe această aplicație, pur și simplu, bași seria de șasiu de la o mașină și ți arată istoricul complet al acelei mașini. De când a fost scoasă pe porțile fabricii, cine a avut-o, dacă a avut vreun accident, dacă a avut vreo daună, dacă a avut kilometri dați înapoi și unde a făcut servisul. Ei bine, mi se pare și normal ca informațiile astea să coste, dar uneori costul pentru aceste informații 100% este mai mic decât dacă ți-ai pierde timpul și combustibilul să te duci să verifici o mașină în persoană, pentru că bagi acolo niște bani de benzină.
benzină, pierzi o oră, două până te duci să o vezi. Mai bine o verifici înainte, să vezi măcar dacă cel ce încearcă să ți-o vândă te păcălește sau nu. Și pe car vertical, dacă ți arată acolo o daună mai mică de care vânzătorul nu ți-a spus, poți să o folosești ca să mai scazi din preț câteva sute de euro. Deci dacă ai de gând să-ți cumperi o mașină și te interesează de siguranța ta, ai linkul în descriere de la Car Vertical și primești din partea mea o reducere de 20%. Așa că hai că nu vă mai plictisesc cu toate astea, să ne întoarcem la vlog. Plecăm. Wow! Samba! What the fuck? Ia foc! Oh! Hai să fac! Au! Au! What the fuck? Ok, cred că mai avem câteva lucruri de scos, că nu prea o mai simt în siguranță cu el. Mamă, mâncate! Bun, deci din câte ați observat, nu mai avem nevoie de scaunul ăsta din dreapta, nu o să mai stea nimeni, că nu mai avem airbag. Dacă n-ai airbag în mașină, n-ai cum să stai în mașină, nu cumva să nu-ți dai airbag-ul. Uite cum arată. Mamă, știi cum doare? Tu știi cum doare? Tu știi cum a durut un accident? Băi, uite-te aici, zici că pică! Acum urmează operațiunea Cabrio! Mamă, acum avem geam mozaic. Observați, aproape toți sârbii sunt tăiați. Acum urmează să dăm jos și parbrizul, deci nu mai avem nevoie de ăștia. Ba, mă, niciodată n-am ridicat un dosar la nimeni. Ia cât de greu să repede. După aia încercăm și la Tesla? Da. Uite cum se taie parbrizul cu flexul. Dăm în garanția la o parte, că nu mai avem face cu ea și acum cred că trebuie să-l împingem, că am tot tăiat. Bă, nene, oamenii ăștia sunt nebuni, ata pot să vă zic, adică sunt nebuni. Bă, n-arata rău. Pare mult mai ușor acum, vrei să te mint? Mai avea vreun scop undeva. Aparent am dat cam multe chestii de pe ea. Dacă e de la airbag, zbâr. N-are cum. Deci am încercat prima oară să o pornim și n-am mers, pentru că aparent când am dat plafonul, am luat alimentarea de la pompa de benzină și nu mai dădea benzină la motor. Și acum facem o chestie din două, trei chestii, adică practic cablul ăsta micuț ține loc de plafon. Mult mai ușor decât plafonul. De ce n-am făcut așa din fabrică? Nu înțeleg. La sfert! Hai să o scoatem pe câmp să vedem cum e. Bine, zbăr! Cel mai important lucru, nu uitați de centura de siguranță. Suntem cu Dacia! Daniel se simte ca în coprerie. Da, simt că se rupe sub mine mașina, gen. E ruptă, nu se rupe. E ruptă în curc, adică ai pantalonul rupt. Mam! Și așa arată mașina. Acum am adus-o pe un teren privat. Hai să vedem cum se manevrează ea pe aici. Centura neapărat. Gen, aș fi dat tot jos de pe mașina asta, dar centura n-aș fi dat-o jos. S-a adus centura, băieți. Nu mai e? Gata? Cred că gata. Ia. Bă, ce mai rocat. Moi. Cred că pot să îndoi stâlpul ăsta. Până mai aproape. Îi dai un picior? Dă-i. Și a plecat zbur. Băi, ca mine, băi. Adică mergi cu ea și simți la fel. Numai că vezi mult mai bine pe afară. Te simți și mai conectat cu natura. E așa deschis, văd tot cerul. Îți dai seama dacă ar fi noaptea, să vezi niște stele. Poate fi interesant să mai fie, nu știu, o fată, un băiat, ce vreți voi aici în dreapta. Doar că nu mai e niciun loc. Poate că parbrizul chiar era folositor la ceva. Deja nu mai văd. Și așa se vede POV, băieți. Super interesant. Sincer, mă cam deranjează că nu mai avem dracu parbriz și îmi dă tot praful ăsta în ochi și nu prea vă bine, dar în rest, chiar ok, pe câmp.
asta a fost mașina, băieți. Dacă mai aveți alte idei pe care le putem pune în practică cu alte mașini sau chiar cu asta, deși nu știu dacă mai putem să facem ceva cu ea, scrieți-le în comentarii. Nu uitați să folosiți codul SBR pe care Vertical dacă vreți să vă verificați o altă mașină și ne vedem la următorul vlog.